Bună ziua și bun găsit, vă spun și de această dată. Ne întâlnim cu vești proaste din nefericire după, cred că, o serie de emisiuni realizate în acest studio pe tema situației salariaților de la Centrul de Transfuzii Sangvine Craiova. Iată că inevitabilul s-a întâmplat începând de ieri. Angajații sunt în grevă generală. Cum va afecta acest lucru spitalele din regiune? Pentru că, până la urmă, vorbim de o instituție cu o importanță strategică în zona noastră. Ce se va întâmpla cu pacienții? Ce au de gând să facă angajații? Dar și despre ce s-a întâmplat, pentru că înainte de Paști eram convins că situația se va remedia, că acestor oameni li se vor da drepturile, cel puțin așa erau promisiunile atât de la conducerea centrului, cât și de la nivel de minister. Ce s-a întâmplat, domnul Cotojman? Așadar, îl avem alături de noi pe președintele sindicatului Unimedical, Ion Cotojman. În primul rând, bună ziua și bine v-am găsit. Salariații centrului nemulțumiți că nu a venit un răspuns oficial din partea autorităților naționale și în baza refuzului directorului centrului de sânge de a încheia contractul colectiv la nivel de unitate, au hotărât declanșarea grevei propriu-zise pe perioadă nedeterminată, începând cu data de 20-a, adică de ieri. Fapt care s-a întâmplat, ei sunt în grevă, în fiecare zi se prezintă la servici la ora 7:30 și la 3:30 și încheie protestul. Protestează pașnic, fără manifestări violente sau de altă natură. Nu vorbesc decât cu media și cu reprezentanții sindicatului și sunt hotărâți să nu iese din această grevă, să nu renunțe la această formă de protest până nu li se soluționează revendicarea de bază, care este acordarea salariului de încadrare potrivit legii salarizării în vigoare. Haideți să luăm cum începutul. Cum s-a ajuns în această situație? Știu că este o situație care persistă de ani de zile, despre care ne-ați vorbit, ați tras nenumărate semnale de alarmă cu privire la situația acestor oameni. Chiar și ei au ajuns în situație disperată, pentru că îmi amintesc că înainte de Paști, la protestul pe care l-ați organizat, la greva de avertisment pe care ați făcut-o conform legii, că erau femei, oameni cu adevărat disperați. Și sunt în continuare. Vă dați seama, familiile lor suferă. De 4 ani de zile se fac aproape 5 ani. Mai avem 2 luni și se împlinesc 5 ani de când ei nu își primesc drepturile salariale, cum își primesc colegi de-ai lor din alte unități sanitare publice din România, pentru că legea salarizării în sistemul de sănătate este aceeași și pentru doctori, și pentru asistenți, și pentru personal auxiliar medical. Numai la centrele de sânge, că nu este singurul exemplu, Centrul Regional din Craiova și alte centre de sânge din țară, au aceeași problemă. De ce spun asta? Pentru că în anul 2010 nu s-a aplicat corect legea salarizării 330. Și de aceea au început problemele. Paradoxal este că la Centrul Regional de Transfuzie Sanghină Craiova legea 330 s-a aplicat corect 6 luni. Am mai spus asta. Dar după aceea a venit decizia directorului, fără un temei legal pe care o am și pot să vă arăt, în care orice decizie pe care o ia un angajator sau un manager, trebuie să spună cadrul legal. În această decizie nu se spune cadrul legal, se motivează doar lipsa fondurilor. Ori, aici nu vorbim de fonduri alocate pentru venituri, pentru tot salariul. Vorbim de salariul de încadrare care este garantat de Constituția României. Nu trebuia să se atingă de acest drept. Putea să hotărească să ia sporurile de condiții de muncă, de exemplu o perioadă, că nici cea definitiv. Și n-a făcut-o. Și a dat și nemulțumirea oamenilor. Care a fost motivația? Este cumva legată de acel procent pe baza căruia funcționau unitățile spitalicești, conform cărora cheltuielile cu salariile angajaților să nu depășească un procent de 70% din veniturile unității? Nu, credeți-mă. N-am înțeles nici eu foarte bine ce motivație a avut. Pentru că nu era vorba de acel procent. În 2010 am avut această lege 330 care s-a aplicat, angajații au fost plătiți corect timp de 6 luni, după care după 6 luni, printr-o decizie a directorului, s-a hotărât reducerea salariilor de încadrare. De încadrare, corect. Pot să vă spun altceva, din informațiile pe care le am. Fiind diferență de salarizare, sunt 41 de centre județene
în țară. Și toate sunt subordonate Institutului Național de Hematologie București. La momentul iunie 2010, existau doar 4 centre dintre acestea care vi le-am spus, care aveau salarizarea corectă după legea 330. Și atunci a început un conflict la nivel național. Toți directorii și salariații din centrele de sânge din țară au făcut sesizări la institut să-i plătească corespunzător legii 330. Asta în 2010. În 2010. Deci asta este logica pe care eu îmi explic ce s-a întâmplat atunci. Și atunci, directorul Institutului Național, în loc să aplice la toate cele 41 de centre aceeași lege, adică legea care era, a obligat cele 4 centre, dar nu înscris, doar a vorbit cu directorii. Reduceți și voi salariile la fel cât le au ceilalți. Craiova era unul dintre centrele... Cele 4, care aplicaseră corect legea. Asta a fost. Pe logica asta, altceva nu pot să înțeleg că s-a întâmplat. Între timp, unele centre județene au câștigat și au câștigat dreptul ăsta în instanțe. Altele au aplicat prin decizia lor, că având personalitate juridică și fiind ordonatori de credit, au putut să-și facă și au avut curaj. Directorii au înțeles că au dreptul legal să facă acest lucru și... Numai la noi așteptăm o ordine de sus, ca pe vremuri. Și asta iar nu mi se pare. Adică un director de centru are personalitate juridică, este ordonator, are bani, se încadrează, nu este un efort financiar foarte mare. Așa cum v-am mai spus, cheltuielile de personal ar reprezenta, dacă s-ar da salariile corespunzător legii, ar reprezenta 45% procent din total buget anual. În condițiile în care bugetul ar fi același ca în 2014. În mod normal ar trebui să mai crească. Că an de an, dacă urmăriți și ați văzut și dumneavoastră și o spune și Ministrul Sănătății, an de an bugetul sănătății a crescut. Cu procente nesemnificative. Nesemnificative, dar a crescut. Nu, nu. De ce? A crescut. Și eu știu asta pentru că de fiecare an la dezbateri pe contractul cadru, pe buget, am fost prezent de 3 ani încoace și în fiecare an. Aici nu e o problemă de bani, că tot vorbim tot timpul, că există de bani. Asta vreau și eu să evidențiez, că nu este problema banilor. Nu înțeleg însă lentoarea cu care autoritățile reacționează la lucrurile astea. Toți spun că da, salariații au dreptate. Toți ne spun nouă, conducătorilor organizațiilor sindicale, da, aveți dreptate, trebuie să găsim soluții, dar soluțiile nu apar. N-am o explicație. Aș vrea să ne oprim un pic. Spuneați că anumite centre din țară, centre județene, au câștigat în instanță acest drept și prin consecință la momentul actual se aplică. La Craiova ce s-a întâmplat? La Craiova s-a aplicat corect și decizia, așa cum spune ea, spune că salariile stabilite atunci rămân valabile, dar din lipsa fondurilor alocate nu se aplică. Și în instanță ați încercat noi, pe calea instanței? Am mai spus asta. Am acționat în instanță această decizie să cerem nulitatea ei și pe faptul că în 2010 a fost și reducerea de 25% și criza de care știm cu toții, instanța ne-a respins acțiunea pe același motiv, că nu au avut fonduri și nu știu. Dar asta este o decizie temporară. Hotărârea din instanță nu constituie izvor de drept, trebuie să ne înțelegem, nu e lege. Ea judecă, instanța a judecat o situație la un moment dat. Dar aș vrea să înțeleg cum anumite centre, în aceea situație ca dumneavoastră, au câștigat și la Craiova nu. În anii următori, în 2011, în 2012 au câștigat, chiar în 2013 a câștigat Slobozia la recurs, pentru că recursul a fost la București și Curtea de Apel București a văzut cum stau lucrurile și n-a respins acțiunea. Adică e vorba și de cine judecă, dar asta este cu altă discuție. Este o altă discuție și n-aș vrea să... Este o altă discuție, dar este o discuție care astfel de decizii creează frustrări în rândul angajaților, pentru că să știi că colegul tău din alt județ pe aceeași muncă câștigă mai bine ca tine. Da, că tot vorbim de faptul că cadrele medicale nu sunt atente cu pacienții, nu au răbdare și așa mai departe. Păi
într-o astfel de situație? Deci la salariații de la nu știu centru cu de cât sânge, drag mai vii la muncă. Asistenții medicali de acolo, am mai spus-o și o spun încă o dată. Cu tot prejudiciu adus de decizia asta, oamenii ăștia au muncit și muncesc în continuare și peste program, pleacă pe teren să recolteze sânge, adică răspund și au răspuns întotdeauna solicitărilor, fără să fie plătiți. Orele care le stau peste program nu sunt plătite, orele care sunt suplimentare create prin deplasarea în teren pentru a recolta sânge la diverse acțiuni nu sunt plătite, orele de sâmbătă și duminică și de sărbători legale nu sunt plătite. Și oamenii ăștia tot muncesc. Și muncesc pentru că... Bine, ca de altfel în întreg dedicat... sistemul, că peste tot e aceeași problemă. Da, da, nu vă spălați, nu e aceeași problemă. Pentru că în alte unități nu se lucrează peste program. Orele de sâmbătă și duminica se plătesc conform legii 100%. Sărbătorile legale de asemenea. Sporul de tură de asemenea. Adică se respectă legea salarizării. Asta vreau să spun. Și atunci omul cât de cât este motivat să lucreze. Personalul ăsta... din 2010 și până acum nu are nicio motivație. Mai mult, le mai ieși și din salariul de încadrare. În loc să le dai suplimentar, să-i motivezi să-și desfășoare activitate în continuare, le tai și drepturile legale. Nu e același lucru. Și totuși ne întoarcem și vorbim de o instituție strategică. Sigur. Ministrul a înțeles. Eu am fost și a înțeles. Da, este vorba de viața oamenilor, a publicului, a cetățenilor. Să nu intrați în grevă, că vom rezolva conflictul de muncă. Voi da dispoziție să se rezolve conflictul de muncă. Asta a fost luni înainte de Paște. Domn președinte, cred că de 5 ani tot auzim povești de genul ăsta cu acești oameni. Și v-am mai spus, marți a fost chemată doamna director la minister, domnul director al institutului. Nu știu ce s-a discutat acolo. Și miercuri am avut greva de avertizment. Centrul regional de care vorbim noi de la Craiova este în subordinea institutului, da? Da. Și ce autoritate este... are ministerul asupra? Ca să înțelegem de ce s-a întors domnul ministru, care înțeleg că a promis că lucrurile vor fi în regulă. Deci, pe activitate medicală, centrul este subordonat institutului și institutul ministerului. Cum este Direcția de Sănătate Publică. Numai că centrul este al treilea ordonator. Deci, cum este Direcția de Sănătate Publică, subordonată Ministerului, așa sunt și cele două entități de care v-am vorbit adineauri. Adică centru și institut. Dar pe linie medicală. Pe linie de finanțe însă, fiecare e ordonator de credite. Fiecare are prerogativele lui. Ministerul alocă institutului, institutul alocă centrului, centru fiind ordonator terțiar. Că aici este problema și bine ați făcut că m-ați întrebat. Când am fost la Institutul Național, și l-am întrebat pe domnul director, de la centrul ăsta regional din Craiova, ați primit anual fundamentare de buget în baza căreia să-i repartizați bugetul anual? Păi nu spune așa legea? Poate să nu fi făcut acest lucru? Eu de ce credeți că am întrebat? Tocmai pentru motivul ăsta. Pentru că doamna director de la centru și doamna contabilă șefă spunea că lor nu li se cere fundamentare, că ei primesc un buget așa, că așa vrea directorul Institutului Național. Și eu atunci am întrebat, bine, păi dacă directorul vrea să dea nu 20 de miliarde sau 25 de miliarde cât ai nevoie din a ta pe an și îți dă 10, ce faci? Păi nu știu. Cum adică? Deci aici este problema. Nu sunt profesioniști. Și nu respectă legislația elementară, cum să spunem. Că dumneavoastră știți. Lipsa de profesionalism, nu știu ce să zic. Conducerea centrului de la Craiova, cred că e de peste 20 de ani. Păi este din 1988. Nu putem să... Adică să o acuzăm pe doamna director de neprofesionalism după o carieră, până la urmă, făcută în centrul de transfuzii. Da, și tocmai pe sfârșit de carieră a făcut greșeli mari. Asta este una dintre greșelile cele mai mari pe care probabil le-a făcut vreodată. Și morale și profesionale. Și cu atât mai mult, colegă cu doamnele de la centru de atâtea decenii. Da. Da. Asta n-am înțeles nicio ce s-a întâmplat. Deci una peste alta, doamna director avea
cadrul legal astfel încât să le reîntregească oamenilor da. Salariile. Deci, cel puțin salariul de încadrare. Nu mai punem corect, la sporurile de care de asta vorbim, de salariul de încadrare. Salariul de încadrare, am spus-o și o spun încă o dată, este garantat de Constituție. El, salariul de încadrare este dat de o lege și este garantat de Constituție. Nimeni în lumea asta nu se atinge de salariul de încadrare. Nici Boc nu s-a atins de salariul de încadrare. Pentru că Boc, atunci când a dat ordonanța aia idiotă de reducere la bugetari, a dat-o din brutul realizat. Adică cu sporuri, cu tot, cu absolut tot. Dar nu s-a referit strict la salariul de încadrare. Nici măcar ăla n-a făcut treaba asta. Care o să rămână în istorie ca, cu decizia asta de a lua, de a trece prin criză. Bine, și-a asumat-o, a răspuns politic. Și bine a făcut. Și din nefericire, unde am văzut cât de slabă e forța sindicală din România. Îmi pare rău să recunosc asta, dar am spus-o și o spun încă o dată. Forța sindicală în România a fost slabă la momentul respectiv pentru că s-au organizat acțiunile în comun cu acțiunile politice. Asta a fost cea mai mare greșeală pe care o organizație sindicală a putut să o facă vreodată în istoria sindicalismului din lume. Vedem o bună parte dintre foștii sindicaliști acum oameni politici. Mari politicieni, sigur că avem exemple. Ciorbea, Mitrea, cine mai vreți, Radu Todoran, mulți. Cel de la metrou, cum îl cheamă? Lista e lungă. Lungă. Numele astea care mi-au venit acum, repede, în minte. Foarte, adică nu știu. Noi avem altfel structurat în statut. Cine se duce în politică pleacă din sindicat. Bine, sunt până la urmă activități incompatibile. Așa le văd și eu. Ca individ poți să simpatizezi, poți să faci, să te exprimi, dar nu în cadrul sindicatului și nu organizat. Adică nu poți să faci politică de stânga sau de dreapta sau de care vreți, de centru, în cadrul organizației. Nu. Ca individ ești liber să faci unde vrei și ce vrei. Trebuie să alegi între sindicat și politică. Întorcându-ne însă la situația de la Centrul Regional de Transfuzii, așadar, am avut acest an fatidic 2010, 6 luni în care s-a aplicat legea 330, după 6 luni a venit, practic, ciuntirea asta de salarii. Și cu 25 și a decizia doamnei director. Și atunci a omorât pe oameni. De la 20 de milioane i-a adus la 10 milioane. De încadare vorbesc. Pentru că în mod am documente aici și pot să vă fac dovada, trebuia să aibă, și au avut 6 luni de zile, un salariat cu peste 25, un asistent medical cu peste 20 de ani vechime, avea salariul de încadrare 1986 de lei. Și s-a dus înapoi, prin aceste două decizii, s-a redus la 1068 de lei. Deci aproape la jumătate. 100% reducerea, cum ar veni. Da? Bun. După ce a venit guvernul și ne-a dat înapoi cei 25%, sigur că diferența a rămas mai mică. Și acum, un salariat, în loc să aibă 22 de milioane, 21.500, acela salariat de care vorbim, la vechime de peste 20 de ani, are 1.300 și ceva. Deci diferența mai este de vreo 7 milioane, 700 de lei. Deci este mare totuși. Gândiți-vă că sunt oameni mulți în România care trăiesc cu 700 de lei pe lună. Nu știu cum trăiesc. Dar trăiesc. Nu e mare diferență nici între aceia și asistenții 7, dumneavoastră. Da? Între 10 și 7 nu e mare diferență. Așa este. Dar contează. Bun. M-a distrat astăzi discuția de la centru cu doamnele de la Institutul Național, pentru că... Stați un pic, înainte să ajungem la ce s-a întâmplat astăzi, să o lămurim ce s-a întâmplat înainte de Paște. Deci înainte de Paște eu mi-aduc și cred că sunt înregistrări și așa mai departe, da. Colegii noștri au fost alături de dumneavoastră, doamna da. Director a susținut că are acordul Institutul Bucureștiului și în consecință... În 24 de ore rezolvă problema. Exact, în 24. Da, ce s-a întâmplat în astea 24 de ore? Nu știm. O delegație de la mine, din conducerea sindicatului, a fost la dumneavoastră a doua zi, la prânz. La expirarea termenului, la... da? Da. Pentru că știți că atunci, în timpul grevei de avertisment, noi am spus, da, ok, acceptăm, așteptăm 24 de ore și după aia revenim să vedem ce se întâmplă.
Și atunci ne-a spus că nu are nicio hârtie scrisă de la autoritățile superioare, adică institut și minister, și nu poate să facă nimic de una singură. Ok. Când au aflat salariații, vă dați seama că au luat foc. Pentru că ei se așteptau și au văzut declarația. Adică cum... A fost o dreptate. La un moment dat a fost o certitudine că se rezolvă. Ați avut un proces verbal semnat atât de dumneavoastră ca sindicat, o parte dintre angajați, cât și de doamna director, prin care spunea că în 24 de ore situația se va rezolva. Și nu s-a rezolvat. Și acum... București, știu ce vă spune. Știu că îl pomenează mai devreme pe domnul ministru, Nicolae Bănicioiu, care de asemenea a conștientizat, cel puțin în teorie, situația centrului și, până la urmă, importanța strategică pe care o are un astfel de centru în ceea ce înseamnă desfășurarea actului medical într-un spital cum e cel județean și nu numai, pentru că... Domnișoară, ministrul Bănicioiu, lăsând promisiunile la o parte, că se rezolvă situația, ministrul Bănicioiu a acționat corect în 2014, când știți că aproape tot anul 2014 noi, ca organizație sindicală, atât Sindicatul Medical, cât și Federația Hipocrată, am și avut, nu numai pentru speța asta, am avut și pe salarizare, pe sporuri, pentru că noi primim sporurile, știți, e altă discuție, la salariul din 2009, nu la salariul de încadrare de acum. Însă, în noiembrie 2014, ministrul Bănicioiu a trimis Comisia de Control la centru să vadă dacă sesizările noastre, să constate dacă sesizările noastre pe care le-am făcut pe linie de sindicat sunt adevărate sau noi batem câmpii. Comisia de Control, am documentul, din care și eu am făcut parte ca observator, a constatat că toate cele sesizate de noi sunt adevărate. Și am făcut referire la transparența decizională, la cheltuirea banului public, la salarizare, la angajări și la licitațiile publice. Și toate aceste... Sesizări că nu ar fi fost făcute în deplinătatea legislației, a legii? Corect. Pe ce sesizare făceam? Decât pe lege. Și aveți raportul Comisiei de Control care spune că într-adevăr au fost găsite nereguli. Asta în noiembrie 2014 și noi suntem în aprilie 2015. Între 11 și 14 noiembrie 2014. Și dacă îmi dați voie, chiar am să vă arăt. Chiar vă rog. Chiar am să vă arăt documentul. Pentru că nu înțeleg dacă v-au fost confirmate aceste nereguli. Ce s-a întâmplat între timp? Că nu vedem modificări de la momentul noiembrie 2014, aprilie 2015. Deci, o să-l găsesc. Bun. Deci, Comisia de Control și-a făcut datoria, a descoperit ce a descoperit. Uitați-l. Bun. Îl dau să-l citiți dumneavoastră. Acesta este raportul și asta e hârtia care mi-a fost transmisă mie de către ministrul Bănicioiu, că vedeți că are număr de înregistrare NB. Aia înseamnă Nicolae Bănicioiu. Păi, nu, dar de aici înțelegem că a fost un control, dar nu și rezultatele controlului. Ba, vedeți că sunt acolo. Jos. Prin urmare, raportul de control a fost trimis pentru analizare conform competențelor următoarelor instituții. De ce credeți? Autoritatea Națională pentru Reglementare și Monitorizare a Achizițiilor Publice, Curtea de Conturi, Institutul Național de Hematologie, Inspectoratul Teritorial de Muncă, parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj. Bun. Și aceste instituții au demarat respectivele controle sau nu ce s-a întâmplat? Nu e treaba mea, nu știu nimic. Nu știu. Deci nu știu să se fi demarat vreo anchetă sau altceva. Cert este că în baza acestui raport doamna director ne-a invitat printr-o adresă la negocierea contractului colectiv de muncă la nivel de unitate. Chiar specifică în adresă, având în vedere raportul așa cu tare, pentru că ministrul asta a făcut. Pentru că noi am reclamat lipsa dialogului social. Și atunci, echipa a constatat că nu există, că nu există contract colectiv de muncă și a dat posibilitatea legală, asta vreau să vă spun până la urmă, să negocieze drepturile salariaților prin contractul colectiv de muncă, pe care noi am înțeles-o. Pentru că noi lucrăm de mult în treaba asta și știm. Ministrul nu i-a spus direct
dă-le salariul la oameni. Nu. A obligat-o să negocieze contractul. Ce s-a întâmplat însă la aceste negocieri și cum de nu s-a ajuns la niciun rezultat, ba din contră s-a ajuns la situația actuală în care spitalele, până la urmă, din regiunea noastră, s-ar putea să ajungă în situația în care să nu se mai poată face intervenții chirurgicale, să nu se mai poată, până la urmă, da ceea ce înseamnă asistența medicală de urgență. Vom afla după o scurtă pauză. Revenim. La Stylish Beauty găsești servicii personalizate de cea mai bună calitate, produse profesionale de ultimă generație într-o atmosferă destinsă. Personalul filipinez folosește tehnici unice în Craiova pentru ca toți clienții să fie mulțumiți. Pensat cu ața, manicură filipineză, îndreptare permanentă a părului, pe toate le puteți încerca la Manila Stylish Beauty. Ne găsiți în Craiova, Calea București, numărul 21, în spatele universității. Vino să vezi diferența! Recunoscute în peste 150 de țări, diplomele DALF și DELF îți oferă sprijin și competență lingvistică în limba franceză. Sunt diplome oficiale eliberate de Ministerul Educației Naționale din Franța și recunoscute internațional. Aceste diplome vă permit atât înscrierea în universitățile franceze și francofone, cât și accesul pe piața muncii din Franța și din țările francofone. Pentru a le obține, nu trebuie să mergeți la București, Iași, Cluj sau Timișoara. Acum vă puteți pregăti și susține examenele cu profesori experimentați la Centrul de Pregătire și Examinare DELF-DALF de la Universitatea din Craiova. Vă așteptăm! Siguranță, confort, promptitudine! Transport pentru călători pe cele mai importante rute din oraș. Transport persoane pentru excursii sau curse speciale în cele mai moderne microbuze. Publicitate pe mijloacele de transport pentru promovarea afacerii tale. Inspecții tehnice periodice pentru autoturisme, tractoare rutiere și remorci, toate la prețuri fără concurență. De aceea, exigențele călătorilor se regăsesc în serviciile noastre. RAT Craiova în fiecare zi. Show me, show me. Evenimentele se succed cu rapiditate. Noi selectăm pentru tine informația care contează. Aici găsești o abordare obiectivă, fără comentarii și fără interpretări. Alege să te informezi, alege știrile TELEU. Am revenit după pauza de publicitate, suntem în continuare alături de domnul Ion Cotoșman, președinte Sindicatul Unimedical. Înainte de pauza de publicitate vorbeam despre greva generală care a fost declanșată începând de ieri la Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Craiova, despre situația acestor angajați și cum s-a ajuns în această situație. Domnul Cotoșman, ne oprisem la negocierea contractului colectiv de muncă, la promisiunea ministrului, chiar la documentele pe care le-a înaintat către conducerea centrului. Da. Deci, în cadrul contractului, negocierii contractului colectiv de muncă la nivel de unitate,
directorul centrului avea posibilitatea, fără să ajungă la un conflict de muncă, să rezolve această situație. De ce spun asta? Și spun pe lege. Și dacă îmi dați voie, o să citez din legea 62. Vis-a-vis de drepturile salariale. E scurt. Vă ascult. Articolul 138, alineatul 3 din legea 62 pe 2011. Drepturile salariale din sectorul bugetar sunt stabilite de lege. Punct. În cazul în care drepturile salariale sunt stabilite între limitele minime și maxime, drepturile salariale concrete se determină prin negocieri colective în limitele legii. Deci asta a încercat ministerul când i-a dat dispoziție să încheie contractul colectiv de muncă. Adică i-a dat posibilitatea să repare greșeala pe care a făcut-o în 2010. Așadar, avem o lege care spune că salariul de încadrare al angajaților ar putea să pornească, să zicem, de la 1000 de lei și să ajungă la 2000 de lei. Da, cât zice legea, nu peste. Exact, deci undeva în acest interval. Da. Cât se stabilește prin negociere, cu angajații, respectiv cu sindicatul și conducerea unității. Exact. Bun, v-ați prezentat la aceste negocieri? Da. Bun. Am avut 4-5 runde de negocieri și când am ajuns la capitolul salarizare și alte drepturi salariale, ne-am blocat. Am chemat atunci Inspectoratul Teritorial de Muncă să negocieze conflictul, pentru că deja se constituise conflict de muncă, conform legii. Am avut 2 runde de conciliere, fără rezultat. Și apoi a urmat greva generală și greva propriu-zisă. Greva de avertisment, respectiv greva generală. Da, pardon. Greva de avertisment și greva propriu-zisă. Între timp, am informat toate autoritățile, inclusiv Instituția Prefectului, Direcția de Sănătate Publică, Institutul Național, Ministerul Sănătății și știți mai departe povestea. Nu s-a întâmplat nimic. În favoarea salariaților, vreau să spun. Și nici în favoarea cetățenilor. Că vă dați seama, actul medical este... Ne întoarcem cumva la pacient, pentru că dacă vorbim, sună cinic ce spun eu, dacă vorbim de angajați, sunt câțiva, 15. 15, sau... dar nu sunt de neluat în seamă. Asta spun, dar dacă vorbim de importanța centrului... Lor, exact. Da, și importanța muncilor. Aici... Nu putem să vorbim ca și cu medicii de... Habar n-am, 10 medici de familie sau comparații. De altă categorie intră. Nu aș vrea să facem comparații. Ba da, pentru, să a, fi, pentru a fi înțeleși. Fiecare are rolul lui. Pentru a fi înțeles de public. Vorbim de un deficit de sânge, sigur, care exista și până la momentul actual în spitalele noastre. Da. Stau și mă întreb, ok, această grevă în care cât la sută dintre angajați mai lucrează? Păi din, din 26 de angajați, 9 sunt în grevă. Asta înseamnă o treime sunt în grevă. Că 27 împărțit la 3 sunt 9. O treime sunt în grevă. Deci asta suprapus pe o situație deja delicată, pe un deficit de sânge. Și de produse din sânge. Că sunt și alți produși, plasmă, eritrocite și așa, trombocite și așa mai departe, care se duc pentru... Și de un spital, de cel mai mare spital din Oltenia, unde avem clinică de oncologie, unde avem terapie intensivă, unde avem... 80% sunt secții chirurgicale și mai folosesc sânge. Vorbim de aici și de spitalul numărul 2, care are hematologie și oncologie. De asemenea, unde sângele la hematologie, vă dați seama, este, fără el e moarte sigură. Cu activitatea din asta redusă, vă dați seama că stocurile de sânge vor scădea. Și sânge nu va mai ajunge cât trebuie în unitățile astea despre care vorbim. Mai mult, sunt acțiuni, de exemplu, Fordul trebuia să participe să vină la donare. A fost amânat de doamna director. Deci, de la Ford vă dați seama că oamenii au venit de bună voie și vin din spiritul ăsta de a dona sânge pentru a face bine societății. Bun, îi amâni. Asta înseamnă, cum să vă spun, un deficit de lucru, de o desfășurare a activității în condiții nu tocmai corecte. Am văzut o mobilizare exemplară, cel puțin pe rețelele de socializare, între angajații de la centrul de transfuzii și angajații de la alte unități spitalicești, atât din județ cât și din afara județului. Și nu numai, Aș vrea să vă întreb însă ce reacție ați avut până la urmă de la conducerea unităților spitalicești din județ, în speță cele care sunt primele afectate, spitalul județean, respectiv spitalul 2 Filantropia. Către aceste unități, doamna director de la centrul regional a trimis o adresă prin care le înștiința că își reduce activitatea.
nu va mai avea activitate continuă în trei ture și va avea doar două ture în cursul săptămânii, sâmbătă, duminica liber, iar garda este asigurată de un asistent la domiciliu. Adică, indiferent, poate să stea și la 3 minute de spital și peste drum de spital dacă stă, până se îmbracă la 3 noaptea, dacă sună cineva care are o urgență, devine unul cu carotida tăiată sau jugulara sau mai știu eu ce altă arteră și el trebuie sânge imediat și n-ai în stoc grupa sau chiar dacă o ai și până îți vine salariatul de acasă. Stați așa, până la momentul actual centrele de transfuzii... Nu, centrul regional de transfuzie sanghină avea activitate permanentă. Și acum ce se întâmplă? A dat altă decizie foarte bună, doamna director. Asta vreau să vă spun și cred că nu mă fac înțeles. Să înțeleg că dacă pe timpul weekendului e nevoie pe o clinică urgentă de sânge, trebuie să se sune acasă după angajat să vină ăsta, corect, eventual să vadă dacă există sânge, dacă există să-l, corect, trimită, dacă nu să ia familia, habar n-am, donatorii care eventual așteaptă pe la ușă. Corect. Bineînțeles că spitalele s-au sesizat de această decizie eronată și au informat Direcția de Sănătate Publică, implicit Ministerul Sănătății. Pentru că nu se poate. Noi, ca organizație sindicală, am avut grijă să nu facem ca activitatea să fie perturbată așa, total. Știi că ați spus acest lucru și noi astăzi și angajați pe parcursul timpului când noi, ca mass media, vă adresam întrebarea. Bine, situația asta e de câțiva ani. Da. De ce nu uitați în grevă să-și rezolve oamenii situația? Văzând acele cazuri disperate de care pomeneam mai devreme, angajați care spuneau că sunt în incapacitate de a-și mai plăti facturile, întreținerea... Corect. Dar tocmai pentru treaba asta am apelat la înțelegerea salariaților și am făcut demersuri peste tot până n-am primit niciun răspuns de la nimeni și atunci oamenii au spus: domnul Cotoșman, nu ne mai duceți cu pluta. Noi intrăm în grevă. Au vrut să facă grevă când am fost cu o delegație la ministru, greva foamei pe treptele ministerului. Anul trecut, două salariate. Și atunci ministru Băniciu le-a spus așa: duceți-vă la Craiova că o să rezolvăm problema. Deci problema asta trenează de un an. Adică într-un an n-au avut timp să-și facă calcule, să-și facă un buget pentru 2015 când știau că se va întâmpla treaba asta. Și ce buget? Că nu le trebuie miliarde. Le trebuie 80 de milioane pe lună. Credeți că e mult? Este un salariu de ce? Un parlamentar ia mai mult. Nu știu al cui să-l dau exemplu. Nici nu are importanță. Pentru 15 oameni. Situația. Nu. Da? Că un șef, mă rog, nu mai vorbesc mai multe, că vor iar vorbesc și știm cu toții cât au șefii de agenții, salarii și așa mai departe. Bine, până la urmă nu contează cât are fiecare, contează că ăsta, păi nu zic, eu vorbeam ca efort. E un drept al angajatului pe care îl are și punct. Și nu vor să-l dea. Aici este problema. Și de ce? Centrul regional spune că institutul. Institutul spune că ministerul. Ministerul spune că institutul și așa mai departe. Deși dacă e să o luăm conform legislației, ministerul, din câte am înțeles, coordonează din punct de vedere medical. N-are, da, treabă cu finanțarea, nu, cu banii pe care, nu, efectiv ajung în... El dă banii cât îi cere institutul. Deci, aici este problema. Și deci vă problema spuneam, undeva între conducerea centrului și conducerea institutului. Institutul, corect. Aici este... Aici nu se fundamentează cum trebuie și nu se cer. Directorul centrului regional din Craiova n-a cerut banii necesari acordării salariilor de încadrare. Aici este problema. Pentru că asta, doamna director, care am văzut că director financiar contabil, care este la Institutul Național din 2013, să nu mă înșel, dar în orice caz n-a fost în 2010-2011, nu a fost director la... A înțeles clar astăzi cum stau lucrurile la centrul regional. Și s-a exprimat că mai mult decât să refacă cererea de deschidere bugetară la minister, nu poate să facă, pentru că dacă avea o fundamentare făcută de la centru, de la Craiova, corectă pe salariile de încadrare, sigur că la rândul lor cereau pe bugetul de asta salarii... a fost opinia exprimată a, da, a directorului financiar contabil din de la institut, Institutului astăzi. Național care a venit astăzi la Craiova. Da. Bun, și de percursiunile în ceea ce privește până la urmă ceea ce trebuie să facă ei ca și până la urmă instituție care au un subordine centru regional. Ne-am mai ales cu o promisiune astăzi, că doamna director va face tot ce este posibil să rezolve financiar problema foarte repede.
Bine, și chiar dacă se va face, cine plătește pentru faptul că oamenii ăștia au ajuns în această situație? Aici nu poate să plătească decât directorul Centrului Regional de Transfuzie Sanghină. Pe această cale, și noi facem și doamnei Bran o invitație. Când, îmi pare rău. Când dorește să vină, noi o așteptăm și în platou. Mi-e pare rău, dar eu nu pot să spun decât asta, pentru că toate autoritățile ierarhice deasupra dumneai spun că decizia a stat în curtea dânsă. Așa și este. Da, dar pe de altă parte, nici doamna director nu este așa vodă în lobodă. Nu. Eu am spus și o spun încă o dată. Doamna director Bran, ca doctor, și cu vechimea dumnei, a făcut multe pentru zona, pentru Oltenia și nu numai. Ca director de centru. Ce este? Profesional a făcut. Însă această decizie, probabil și altă, dar asta ca să afecteze oamenii și acum afectează și cetățenii, și pacienții, n-a făcut-o niciun alt director din țara asta. Nu știu ce s-a întâmplat. A fost forțată de cineva. Nu a fost forțată. Cineva a sfătuit-o prost. Nu știu, să faci un om cu o experiență vastă și de 30 de ani, de peste 30 de ani la, așa, în branșe și director de peste 25 de ani, să faci o asemenea greșeală, nu înțeleg raționamentul. Dar mă întorc, nici instituțiile superioare, până la urmă, șefii doamnei, ca să o spunem pe românește, acest institut național, n-a venit, ok, când greșești ca manager, e sancționat, nu? De șeful tău pe ierarhia sub... Pe șefii dumnea ei s-au spălat pe mâini. Din câte am văzut eu și am văzut și astăzi. Și de față cu dumneavoastră au spus că ei nu au avut fundamentare clară pe cheltuielile de personal ca să-i dea buget corespunzător cheltuielilor de personal. Și atunci, eu pe cine cred? Ori pe doamna director care spune că a făcut cerere de deschidere de credite, dar nu e același lucru. Vedeți? Documentele. Să vorbește în paralel. Că le credeți. Nu. Ce vreau să vă explic. Una este când îți faci la începutul anului fundamentarea pe buget. Cât îți trebuie cheltuieli de personal, cât îți trebuie pentru utilități, cât îți trebuie pentru alte achiziții și așa mai departe. Și o trimiți la forul superior să-ți o aprobe și una e să faci cerere de deschidere de credite lunar. Cererea de deschidere de credite se face în limita bugetului aprobat. Bugetul aprobat se face în baza fundamentării. E, acest lucru nu s-a făcut. Înțelegeți? Fundamentarea nu s-a făcut. Și atunci institutul i-a dat în fiecare an aceiași bani. Și normal că dacă au crescut salarii n-a avut de unde. Dar n-a făcut cerere să facă buget mai mare. Asta a spus-o astăzi directorul financiar contabil. Atunci cine e vinovat? Pentru că i-a spus, dom'le, dacă aveam cerere, nu-i dădeam banii. Păi zic, aveți acum, că v-am adus eu. Eu le-am dus personal împreună cu dumneai acum 3 săptămâni la institut. Păi da, da, acum s-a aprobat bugetul pe 2015 și noi am primit de la Ministerul Sănătății bani cât am avut în 2014, un pic mai mult, și la noi fondurile au destinație clară, atât pentru salarii, atât pentru reactivi. Pot să cred. Așa este. Evident. Sigur. Legea finanțelor normal, spune și clar. Firesc, da. Și acum ce trebuie să facă? Institutul trebuie să facă în baza cererii centrului, să facă la rândul lui cerere la minister, să-i rectifice bugetul cu sumele corespunzătoare acordării salariului. Vedeți ce complicat. Când puteau să o facă de anul trecut, directorul trebuia să facă cererea la institut, institutul făcea minister, ministerul aproba, nu ajungeam aici. Simplu. Deci, practic, la nu moment... s-a vrut, domnișoară. Ei, nu puteam să spunem nici asta. Ba da, pentru că eu o spun și mi-asum. Dumneavoastră nu, dar eu o spun da, așa și că mi-asum. Doamna director nu dădea de la dumneai de acasă. De ce să nu vrea? Până la urmă dădea pentru colegii dumneai de o viață. De da, colegele, colegii asta, de câteva decenii. Așa este și ar trebui să aveți dreptate. Atâta timp cât avea temei legal... Am spus și nu înțeleg acest, nu a vrut. Probabil că are un contabil șef foarte slab, pregătit profesional și revenim la ce am spus adineauri. Nu noi sunt profesioniști. Pentru că contabilul șef, care ține evidența financiară, trebuia să o avertizeze pe director. Doamne, nu mi-ajung salariile, nu mi-ajung banii de salarii. Hai să facem la centru, la Institutul Național, cerere. A, și să înțeleg că n-au făcut la timp, n-au știut ce da, au de făcut, da. După care, pentru a nu se recunoaște că au făcut o greșeală, au preferat să o lase așa.
în speranța că salariații vor sta cu minți și din bună credință și așa mai departe, vor munci cum au făcut-o și până acum pe acelea salarii. Corect. Și ca să răspund și la întrebarea cine plătește, Institutul Național s-a exprimat astăzi prin delegații pe care i-a avut că va trebui să plătească doamna director Bran pentru greșeala asta. Și asta este. Probabil va plăti. Cum? Nu știu. Nu e treaba noastră. Dar noi nu ne dorim asta ca organizație. Nu să plătească directorul sau nu știu ce. Noi ne dorim să rezolve problema salariaților și stingerea conflictului pentru ca activitatea în teritoriu să se desfășoare corect. Sunteți dispuși ca la momentul actual să mai, eu știu, în baza celor spuse astăzi de cei de la Institutul Național, în baza promisiunilor de la ministru, să întrerupeți greva, să mai le dați un răgaz, pentru că bănuiesc că toată această procedură va dura până când doamna director sau conducerea de la Craiova fac acele hârtii de care spuneați, le trimit către institut, institutul la rândul lui face alte hârtii, le trimite către minister, ministerul schimbă bugetarea și tot așa, deci probabil va mai dura câteva zile bune, poate chiar săptămâni. Sunteți dispuși? Sunt angajații până la urmă dispuși să întrerupă acest conflict? Ați făcut precizarea corect. Noi putem să întrerupem greva. Putem. Și pe lege. Spune și legea, clar, putem să o întrerupem. O anumită perioadă de timp pe care o convenim cu angajator. Însă nu ni s-a dat astăzi termen. Pentru că ei dacă veneau, toată comisia asta, directorul financiar al institutului, șefa resurselor umane de la institut, doamna director a Direcției de Sănătate Publică, directorul centrului regional, cu delegația noastră, față în față, puteam să stabilim o dată, precis. A, nu s-a întâmplat acest lucru? Nu. Și, păi, și de ce au venit atunci? Noi chiar am întrebat. Doamna director de la DSP? Eu am întrebat. Ce soluție aveți și ce ne propuneți? Ce le propuneți? Ați fost invitat sau cum i-ați întrebat? Ați aflat că sunt și v-ați dus pur și simplu sau ați fost invitat la o discuție? Nu, stați. Am aflat că au venit. Au sunat colegii. Deci ați aflat de la membrii dumneavoastră de sindicat. Da. Și m-au chemat. Eu le-am spus, nu vin. Pentru că noi, sindicatul, suntem o instituție. Colaborarea între instituții trebuie să se facă conform legii. Și s-au dus, s-au discutat împreună ce au discutat și abia după aceea s-au dus să cheme doi delegați din rândul greviștilor. Da. Greviștilor. Da? Delegați care au spus că fără președinte și fără conducerea organizației nu se duc. Și atunci, doamna doctor Prunariu, directorul DSP, m-a sunat să formez o delegație și să mă duc acolo. Am ajuns, am stat puțin de vorbă, mi-am dat seama că nu au soluții, am întrebat de ce au venit de la București la Craiova, că știu care este treaba foarte bine cu atâtea documente pe care le-am înaintat și mi-au răspuns că au primit ordin de la domnul ministru Băniciu să vină să vadă care este situația și să înainteze un raport. Deci asta s-a întâmplat la centru. În loc să vină și să spună... Nu s-au purtat negocieri? Nu vi s-a cerut, eu știu, un termen? Să vi se dea un termen în care încercăm să rezolvăm situația? Bravo, încheiați asta vreau și eu sau să spun. Puteau să suspendați. Spun. Fraților, da, am vorbit cu ministrul, am vorbit că se știe. Ministrul a dat dispoziție să rezolve situația. Ce să mai discutăm? A dat dispoziție și centrului și directorului să rezolve situația. Nu poate să-i dea scris. Că ăla are personalitate juridică, ăla are, e ordonator de credit, are bani. Nu poate să-i spune ministrul scris, dă-le bani la ăștia. Bun. Cu mesajul ăsta au și venit. Că le-a trimis ministrul să facă raport și să găsească soluții, să rezolve situația. Și păi și zic care sunt soluția pe care ne-o propuneți. Cea pe care ați dat-o mai devreme, sigur, da? Sigur, sigur, aia este. Și nu înțeleg de ce nu se fac demersurile, nu documentele știu. În acest și sens. Și am întrebat, care este soluția cu care ați venit, pe care ne-o propuneți? Dar nu vi s-au adus nici contraargumente conform cărora salariații, habar n-am, ar fi suspiciuni că nu sunt perfect, cererile nu sunt perfect legale. Că au salariații dreptate, că sunt dreptății să ceară și așa mai departe. Și doamna director, ați văzut când toate interviurile pe care recunoaște că au tot, toată lumea recunoaște că salariații au dreptate. Dar astăzi nu ne-a venit cu nu s-a venit cu o propunere. Ce spuneți dumneavoastră este o situație de caragială. Deci corect. Toată lumea le dă dreptate, dar cu toate astea de 5 ani, oamenii ăștia stau tot așa. Păi să nu mai zicem de 5 ani. Să zicem acum în perioada asta, din noiembrie și până acum, de 6 luni, da?
când toată lumea, eu cel puțin, i-am înnebunit pe toți. Cu memorii, cu tot ce vreți. Cu documente înaintate, cu absolut, adică situația este foarte cunoscută, nu cunoscută. Și s-a făcut nici ministerul, nici institutul, nici centrul, nu știu care este problema. Și vă spun, da, conform legii, având reprezentanți din rândul greviștilor acolo, dacă echipa care a fost desemnată să medieze, sau eu știu pentru ce a fost desemnată, că nici rolul de mediator nu și l-au asumat în conflict, au venit doar să spună că le-a trimis ministrul să constate care e problema și să-i facă să-i înainteze un raport. N-am înțeles nimic. L-am întrebat atunci, păi nu știați la ce mai veniți la Craiova, că raportul puteți să-l faceți de la București. Dacă ne înaintau o dată și spunea, domnule, pe marți, săptămâna viitoare, peste o săptămână, am rezolvat problema. Sigur că le spuneam la oameni, oamenii au fost de față, ieșeam, întrerupeam greva, așteptam până marți, dacă marți, o suspendam, adică până marți, dacă marți venea soluția, să încheia conflictul. Nu, nu au avansat. Că vor face demersuri. Păi, cu ce faci demersuri? Faceți demersuri în continuare. De un an și ceva faceți demersuri. Grija omului. Dacă n-ar fi tragic, față de om, ar fi comic. Asta știți cum e, cu ghilimelele de rigoare. Grija omului față de om. Sau asuprirea omului de către om. Mă întorc din nou la faptul că vorbim de o instituție strategică pentru desfășurarea actului medical în regiunea noastră. Da. Aici ar trebui să invitați... Situația ar fi tragică. Să invitați și medicii să spună cum își desfășoară activitatea, cât timp le va aduce sângele. Eu sper din tot sufletul că nu vom ajunge să realizăm această emisiune, o emisiune viitoare, în care să ni se explice importanța sângelui, pentru că cu toții o știm. Bineînțeles, indiferent cine că nu suntem, știe. Cu toții am trecut pe la spital sau dacă nu am avut pe cineva drag nou și știm că de foarte multe ori ni se spunea după secție că ar fi bine să aducem dintre membrii familiei, dintre prieteni, dintre cunoscuți, oameni care să doneze, pentru că, din păcate, sângele este la limită, la limita inferioară. Da. Ei, revin și spun încă o dată. Noi, organizația Unimedical, sindicatul Unimedical, împreună cu salariații ăștia, care ziceți dumneavoastră și alții spune aia, sunt nouă salarii, ce aia dracu, nouă salarii. Ca așa spune lumea. Dar vorbim de altceva. Vreau să vă spun ceva. Noi am înțeles importanța acestei instituții ca obiectiv și n-am vrut să facem tam-tamuri, să greve și așa mai. Nu s-a mai putut, am ajuns la asta pentru că oamenii erau dispuși și, Doamne ferește, că și acum sunt, n-aș vrea să recurgă la astea extreme, la gesturi extreme. Salariații, de salariați vorbesc. Pentru că, v-am spus, sunt dispuși să intre și în greva foamei. Nu mai suportă, vă dați seama. Ei au crezut că cineva, în atâta timp scurs, aproape 5 ani, când noi tot, peste tot, am și cu instanța, bun, ne-a respins să... că a durat procesul 3 ani. Ne-a încurcat. În 3 ani cât a fost procesul, n-am putut să facem altceva. Pentru că era o chestie care, o problemă care se decidea în instanță și am așteptat hotărârea instanței. Cine credea că ne va respinge acțiunea pe... Nimeni nu s-a gândit. Acum... Domnul Cotoșman, din păcate nu mai avem timp. Situația, am înțeles-o, așa cum spuneam, este o situație extrem de gravă, pentru că vorbim de... Foarte gravă. Foarte gravă, să sperăm că nu va ajunge foarte gravă, ci va rămâne la stadiul la care este acum gravă, că până la urmă se vor remedia cumva aceste lucruri, angajații vor primi banii pe care îi merită conform legislației și nu se va ajunge în situații disperate în care oameni să fie pusă în pericol viața din cauza lipsei de sânge. Încă o dată, iertați-mă, încă o dată spun, nu este vorba de un efort financiar al Ministerului Sănătății, al Institutului, al Centrului, atât de mare încât să se perturbe fondurile Ministerului Sănătății în anul 2015. E vorba de 15 salariați care cheltuiesc cu impozite, cu taxe, cu tot lunar, dacă le dau banii, încă o dată spun, aproape 80 de milioane, vechi, nu noi, asta, 8.000 de lei. 8.000 de lei. Ce efort face Ministerul Sănătății sau Ministerul Finanțelor? Dacă punem în balanță ce înseamnă 8.000 RON, și până la urmă nu e vorba de câți bani, e vorba, din nou revenim, că e dreptul oamenilor. Corect, tocmai de asta zic.
Vă mulțumesc, vă doresc succes și sper că în curând veți veni și ne veți aduce vești bune, că situația se va remedia. Toate cele bune, la revedere vă spun și dumneavoastră. La revedere.